Skaczcie, dębie, 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 dębie. Bro, plăce. Uite ce aici. Ce lasă 2-2 pe stradă. Cam 70 de lei. Ce cu fumul ăsta? Nu știu, să vedem dacă este din la motor. Uite foc aici. Salut. Să trăiți. Stai, le vindeți? Nu. Ține-l tu, mă. Stai să-l blochez. Ține-mă tu la ce să-l ține. Vă la canal tot ține, mă. Gata, și pe urmă vorbești aici, da. Da, știu. Da. Probă, probă. Ne auzim? Mihai. Stai că-mi trapa toalini, pică pe mine, mi-e frică deja. Așa sunt hainele alea pe tine, parcă ești ciolat. Scoate-ți burta în față. Dar știi că tu par mai gras pe filmare. Da, asta vreau și să vă zic. Desfilmat cu obiectiv wide. Deci pare mult mai mare, ești foarte slab. E din obiective, e foarte slab, am 110 kg. Ești înalt cât... 1,81. Bine ai revenit la noi, la oraș aici. Cu această bijuterie, în continuare o bijuterie. Da, așa. Neșlefuită. Exact, mai trebuie așa puțin. Ce ai mai făcut? Să începem cu începutul sau cu finalul? Hai să începem cu începutul, cu botul, da? Că finalul e. Hai să ne întrebăm. Ce te nemulțumește la ea? Nu i-am pus pragul la pe dreapta și am venit la filmare fără pragul la pe dreapta. Adică noi să filmăm pe partea dreaptă? Încercăm să filmăm, fiindcă suntem pe canalul tău și aici totul e super transparent. Ce este acel ștergător ruginit? M-a devinut puțin așa, l-am prins-o. Păi o să urmeze să facem și treaba să scăpăm de rugina asta de aici. Dar știi cum e, BMW-urile când îmbătrânesc, mai ruginesc. Oricum, rămâne printre cele mai frumoase care le-am văzut eu. În anii ăștia, nu în anii când au fost ele. Mai trebuie lucra la ea. Dar hai să spun așa, simt de la distanță, hai să luăm așa. Știi că hai să ne îndepărtăm așa. O mașină, când vorbești o mașină, dacă de la un metru pare ok, e obisnă ok. Ți se pare că e colantată? Păi ai colantat-o? Da. Toată? Da. Fix dacă apărut o persoană, de nu e cum trebuie. De ce ai colantat-o? Fiindcă am vrut o mașină impecabilă și am vrut o mașină mai neagră. Deci am vrut din negru să fac mai negru și nu exista cod de culoare mai negru. Ia deschide-i capota puțin, că chiar sunt curios. Să scoatem capota din scenă, știi, că aici nu e colantată cum trebuie. Pe capota trebuie refăcută. Capota trebuie refăcută, nu? Refac capota. E cu praf mult. Da. Chiar eram curios cum arată în binarea unde o închide. Uh-huh. Eu aș fi închis-o mai sus puțin, știi, nu la margine, că în timp va intra apă. Știi? E exact pe... Deci mai la margine mai aici, nu? Mai sus, da. Mă rog, nu mă pricep. N-am colantat niciodată. Nici prea multe geamuri negre. Capota închisă, că aduce ghinion. La BMW la, și la Volkswagen. La toate mărcile. Ce stă cu capota închisă, că aduce ghinion. Unde ai văzut o mașină de ăștia cu capota ridicată în parcare? Nu există. Pe autostradă, dar... Acolo treci cu viteză, nu le vezi. Nu știa cu ei, nu? Deci atunci pe fraierul ăla a rămas. Exact. Mergem și pe partea cu fără hai prag. Hai să mergem pe partea. Și spune-mi tu așa ce schimbări mai observi. Îmi plac anvelopele. Noi. Te-ai ruinat. Nu, au fost 300 de lei, 35 de lei bucata. Ce marcă sunt? Ceva low cost, de seama. Ah. Oh. Vezi, dacă m-apucam să citesc. Păi hai să ne uităm, fiindcă anvelopele țin cam 2-3 luni, fiindcă mașina are camber față-spate, știi, se tocesc automat pe interior. Oricum, ești de apreciat că ai luat anvelope noi. Oricum, dimensiunile astea nu prea găsești aftermarket second bune. Nu, am cumpărat noi și față și spate. Pe spate am tigar. 2019 și aici 2020. Trebuie să-l luat tot tigar, să știi că e o marcă bună. Păi chiar nu l-am găsit. Da, da, adică se pute că tigar nu face sub o anumită gardă, mi se pare. Ba da, pe spate am găsit, dar acum când de unde cumpăr anvelopele chiar n-am găsit tigar deloc, n-aveau pe stoc. Și am zis, băi, hai că le încerc pe astea. Oricum, e un autocolant bun, îmi place, dă... Dacă nu te apropii de ea, nu-ți dai seama că nu e vopsită, că e autocolant. Calitatea autocolantului și de mâna, cât de bine dispus și de în formă e cel care o face, că e o multă atenție și migală exact, și exact. Răbdare și, clar e și nu facem așa ceva niciodată. Pe la motor ceva? Nu, urmează o modificare la motor, chiar sunt căutare de o nouă mașină donatoare. Păi nu e modificare, Mihai, la motor, e alt motor. Modificare să schimbi o piesă, ceva, un furtun, un șurub. O să urmeze mai mult.
Pe bune? Da. Păi și partea de acte? Păi partea de acte e asta. Sunt detalii. 80 ceva în spate modificat, că tocmai ce l-am pus special. Circa 500-600 de euro lipiți pe bara spate, așa, într-o formă foarte frumoasă, amintind de jocurile video. Și că diferența între bărbați și copii dar este prețul jucărilor. Păi e frumos, nu, e un difuzor frumos, nu e din ăla chinezărie. Nu e, din Rusia. Mă rog, dar e, nu, calitatea lui nu știu. Din aluminiu. Din aluminiu. Deci o să ruginească mai repede mașina decât, de fapt, să nu știu niciodată nu să ruginească. Oricum e foarte jos. Mare. Până acum aveam tot timpul emoții să nu ating cu fața. Acum pe partea din stângă, să nu ating nici cu spatele. Acum ai problemă și cu spatele și da, cu lateralul, fiindcă am pus și o prelungire de parte care n-am apucat să pun pe... Și e pusă provizoriu. Nu e prinsă cum trebuie. Da. Am văzut zilele astea niște imagini cu o Lada Niva, lăsată atât de mult încât jumătate din roată intra... La mine ai văzut-o. Așa, bravo. I-am distribuit-o. Jumătate, mă gândeam, Doamne, câtă muncă pe oameni și deja că e... Sunt... Avea spațiu aici, decupați și și-a arătat. Oricum să faci genul ăsta de modificări înseamnă să, în primul rând, să fii foarte priceput și să riști foarte mult că poți tăia un pic mai mult și să pierzi mașina. Bine, să nu... Detalii, știi? Cu mașina asta ta este un atrăgător de amenzi. Stai bine, cum mai stai la partea asta? Vreau să spun și pe canalul tău că am avut noroc. Nu, dar de obicei nu mai am înțelege ăștia asta. Și nu sunt genul ăla de șofer. Să nu abuzez, exact. Exact, nu stau cu toate chestiile aprinse, nu-mi dau tare, scârți toate astea, adică nu va trebui asta. Dar în acest clip o să-ți dau puțin șoc, fiindcă mi-ai criticat foarte rău mașina în ultimul clip. Avem 68.000 de vizualizări, nu mi-e să cred că atunci când mi-ai dat 5 la performanțe. Nu știu, la performanțe, ce era? 5. Am făcut 68.000 de vizualizări. Bă, oricum ești de apreciat pentru eforturile astea. Pentru că, în primul rând, să o construiești, să o aduci în stadiul ăsta înseamnă ore, timp, bani și să o și menții așa, plus marea problemă de a circula cu ea doar pe drumurile unde se poate, unde să nu atingi, unde, adică trebuie să ai un planning din ăsta al călătoriei, bă, unde mă duc, pe unde o iau, ce fac, unde parchez, adică lucruri care eu mă bucur enorm la această mașină, că dacă văd o groapă, chiar o simt, știi? Acum... Da, diferență, adică, clar. Dacă aș fi să merg zilnic, aia. Eu nu știu cum prin București cum te descurci cu ea. Încet. Chiar dacă pare foarte... Deci e păcat ca mașina asta ta să nu apară niște fotografii în presa națională sau la canalele de știri împreună cu tramvaiul bucureștean. Au mai apărut alți youtuberi mult mai mari ca mine, parcând ca niște... Bă, nu știu, eu aș face ceva de genul tău, m-aș coborâ din ea și aș sări pe scara tramvaiului, așa zice, renunț la tine, merg cu tramvaiul. Toți cum vine pasatul. S-au auzit pe filmare. Da, s-aude, frate. Bă, important e că vine, vezi, merge. Da. Ne mutăm și la interior să mă plimbi un pic cu ea, să-mi pun centura, să-i pui numărul în față. Îi pui numărul în față, da. Ce să zic, e un mit ăsta cu tramvaiele și BMW-ul. Așa e, de obicei. E un mit urban românesc. Băi, e adevăr, în București au început să ne închidă toate linii de tramvai, tocmai ca să nu mai vină. Sau vă fac linie și separată pentru... BMW, nu? Dar știi că multe BMW-uri se spune despre de că merge ca pe șine. Da. Vezi? Bună asta, de, e bună. Eu ești ceva... Audi așa. Nu, Audi nu merge ca pe șine. Audi subvirează, nu. De parte. Dacă îmi pleacă de pe loc, nu pleacă ca pe șine. Da, Mersul este ca pe șine, da? Știi? Okay. De aici cred că apare această... afinitate pentru șinele de tramvai. De tramvai, da. Acum, oricum, cu astea, cu roțile astea, dacă mergi pe linia de tramvai, ai toate șansele să tai un cauciuc în secunda 2. De asta nu merg. Deci, probabil că nu ești un inamic al tramvaiului. Nu. Eu chiar doar cu uitate, când spunea Mali care filmează, că m-am într-o intersecție, am rămas blocat pe linia de tramvai și venea tramvaiul și am făcut, scuză-mă, spune de-astea, și eu nu aveam nicio treabă. Și face, stai tu, niște, că intersecția asta blochează toți intersecția, că nimeni nu-și cere scuze. Oricum, știi ce e în București? Cred că doar în Oradea mai este. Situația în care trebuie să oprim când tramvaiul nu are stație cu refugiu. Da. Știi că codul rutier spune că dacă tramvaiul oprește în stație de tramvai fără refugiu și pietonul va coborâ pe carosabil, tu trebuie să oprești. Da. Ia să faci un clip în București, să cauți. Chiar știu o stație. Exact. Pentru că mi-aduc aminte, eu când am dat de permis cu mulți ani în urmă și citeam chestia asta, nu o înțelegeam, pentru că în Craiova nu era linie de tramvai cu... Salut! Să trăiți! Asta le vindeți? Nu. Mulțumim! Sănătate! Da. Săraca fata de viață, grea cu tine. Da. Și cu mașina. Să se vadă numărul.
Am pus și numărul, da? Hai să vedem încă acum. Deci, fii atentă, sfat pentru tine. Ca să-l potolești, să-l aduci mai des pe la Craiova. Ok. Hai, 3. Bine, 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 nu, că e în nasoală bucata. Ce pare răstiu? Înapoi la stânga. Hai să luăm înapoi, gata, vreți băiul meu? Bă, îmi place. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Că s-a schimbat ceva. Nu s-a schimbat nimic. Doar că în momentul în care ai mers cu ea... Nu mergea cum trebuie, avea ceva. Nu, nu avea nimic. Nu a schimbat nimic la motor. Doar că ai mers cu ea ca și cu un diesel. A, păi nu, eu am mers cum merg eu, că n-am, adică cum să zic, mie dacă tu îmi dai mașina ta, eu nu pot să abuzez, mi-au dat oameni tot felul de mașini cu sute de cai și eu n-am abuzat de ele, păi nu e lucrul meu, știi? Nu pot să plec cu mașina ta să tot scârțe. A, tu asta vrei de fapt, adică, înțeleg. Adică mașina aspirată. Ia-o la dreapta. Mașina aspirată trage în ture. Exact. Bun. Vezi, asta e mișto. Chiar mi-era dor de o senzație din asta. Ce să zic, nu pot să fac lucrurile astea cu mașinile. Nu pot să fac, adică nici cu ale mele, să zicem, dacă aș vrea să mi le forțez, da. Dar nu pot să fac cu o mașină care mi-o dă cineva, indiferent că mi-e prieten, asta că mi-e simplu urmăritor, nu pot să mă apuc să-i terorizez mașina omului. Zise, mulți mi-au zis, dă-i, bă, nu e stilul meu, nu e mașina mea, nu mă... Asta-i Luci Popa cu Cona? Nu, că el are Con la număr, de la conservă. Ah, ok. El zice că de la Cona, eu am zis de la conservă. Eu am vrut să-mi iau revanșa. Mamă, asta ce-a fost? Trebuie să o iei la stânga, că dacă o iei la dreapta nu ne mai întoarcem. Ok, bine. Că e drumul lucru. Și pe aici, ușor. Vezi, asta e nasol la mașinile astea. Nu te poți bucura de ea în România. Te bucuri pe bucăți din astea, dici până acolo și ajungi într-o zonă din asta, dacă nu știi de ea, de te nenorocești. Îți dai seama, cât am muncit, câți bani am băgat ca să... Să o bubui. Să o bubui. Da. Am vrut să-mi iau revanșa, fiindcă prima dată când ai mers cu ea, mi se părea și mie, băi, de ce? Și în clipul mi se părea, băi, dar mi-a dat cum trebuie. Da, uite, vezi, atinge, forțat în viraje, să zicem. Acum nu, i-am înlățit aripile. Da, e bine, dar mi-aduc aminte că atunci a atins puțin, nu? A atins că era și glăduț pe acolo. A pernat greu și el, da. Multă oară și pe spate acolo și nu erau lățite aripile, după aia n-am. După ce am dus, mi-a zgâriat janta atunci, m-am dus acasă, am vopsit din nou janta, îmi am rulit aripile. Că am zis că nu se poate folosesc, nu pot să merg cu nimeni. Și cam așa merge mașina cu 2,270 de cai. Oricum, faptul că e lăsată jos, știi că o schimbă mult în cum pune cai jos, cum pune cuplu în mers și așa mai departe. Oricum, mașina de genul ăsta ca a ta, într-adevăr, au și aceste plecări spectaculoase, poți face drifturi, dar cred că te bucuri mai mult de aia pe un traseu virajat, clar, cu asfalt de calitate. Clar. Cum am fost noi atunci, dar n-am putut să o... Pe Transalpina ai fost cu ea? Nu, urmează să merg... Ia să te duci, că s-ar putea să... O să vreau să fac și Transalpina și Transfăgrășanu. În Transfăgrășanu cred că vei avea probleme, dar pe Transalpina nu. Adică e o chiar mici porțiuni din astea, unde e un pic asfaltul vălurit. Îmi place nu știu de aspirat, că e totul absolut instant, n-ai apăsat, s-a dus. Da, vă las-o și că aici mai e un dâmp. Da? Da. A few moments later. Mă schimba, vezi că mai e un dâmp în față, e un dâmp rău, dâmp rău, fii atent aici, fii atent, uite cum facem acum. Drag! N-a fost rău. Am avut noroc. Merită păstrate și chestia asta, upgrade-ul care vrei tu să-l faci la motor. Dar e o muncă așa acolo, pe lângă efortul financiar. Așa la primul contact, știu că nu am mers și cu M5 din ăsta. I-am mers pe 3 noi M5 și e... Adică astea noi sunt cumva foarte moderne, foarte... Nu știu. Ai mers cu M5 nou tu? Da, am mers cu M5 nou, n-am mers, ba da, am mers, nu n-am mers, am mers da, în el. Dar prea mult cumva, nu știu ca să fie... Electronica așa din senzație. Nu atât electronica. O senzație, o mașină dătătoare de senzații, dar create senzațiile alea cumva, știi? Precând asta e o mecanică pură la ea, adică da. Nu va reacționa la fel în două situații, în acea situație va reacționa de diferit cumva. De asta sunt și periculoase. Așa e. Într-adevăr, mașina asta pe wood. Exact. Când e wood pe jos și mai ales camber pentru lucrurile astea cu DSC off, că acum mergem ca băieții cu DSC off.
E murdară mașina, fiindcă acum venim, venim către Severin și am toate lucrurile aici. Mai se poate cupla de fece? Nu, l-am decuplat de tot. Ala e decuplat de tot? Da, când am schimbat volanul. S-a întâmplat ceva prin spirit. Nu, i-am spus, poți să-mi faci ceva să nu mai... Cu tot timp când plec să decup pe treaba asta. Și face, păi da, poți să nu ți-l calibrezi, tătea din tester. Oricum, să fii atent dacă dai mașina altora. Știi că îi dai un fel de pistol cu glonț pe țeavă. Știu, înțeleg, tu o cunoști. Și faza... Mulți spune că e doar un 2-2, dar faza e că poți să mă luci cu un 6. Bineînțeles că modificările aduse șasiului, roțile, o fac mașină periculoasă și așa ea fiind periculoasă din proiectare cu sistemele scoase, știi? Într-adevăr, cine spune că modifică o mașină și o să fie la fel ca ea, eu am avut-o și stock și într-adevăr, stock era, simțeai că ți-ai luat sincer, că e confortabil, că e tot. Acum nu poți să mai spui, dar poți spui că e o mașină de șoc care arată bine. Trage, de ce? Nu zic, nu? S-o spui că ai dat șoc în cutie? I-am dat șoc, în motor, în motorie. Și am făcut și un fel de mic pops and bangs, am mers sau de mai mult în mers. Oricum, aspiratul rămâne aspirat. Păcat că ușor, ușor vezi toți renunță la ele. Le scot, le înlocuiesc cu downsizing-uri, cu turbine, cu... Ți-mi minte că aveam 395.000 de km. Ai făcut ceva? A trecut un an? Da, uite, și am făcut ceva și n-am mers cu ea zi. Bine, și drumul tău. Și nu i-a schimbat absolut nimic. Deci absolut nimic nu i-a schimbat pe motor. I-a schimbat un set de articulații, că tot la fel, m-am dus la un mecanic, era într-o biletă de direcție și am pus lamp holder și era originală pe mașină. Dacă schimbam doar biletă de direcție, vorba da. Era mai bine. Oricum, vezi, sunt mașini dintr-o altă generație. Ele au fost proiectate să țină. Anii da. Care au trecut, gândește că ea nu se mai face din 2003. Da. E major. De când nu s-a mai făcut, de când a ieșit ultima pe poarta fabricii. O să faci devine, aici? Da, aici întoarce. Devine mașină bibelou, obiect, știi, nici chiar așa. Dar cred că, oricum, să știi că lumea auto, producătorii, până la urmă, o să înceapă să se mai reîntoarcă la origini. Pentru că vedem generațiile astea care toți se kicks-uri după kicks-uri, mașini care nu țin, probleme, nu mă las să vorbesc, probleme nenumărate, probleme banale care generațiile vechi nu le aveau. Cred că se va ajunge într-un punct în care vor începe să se întoarcă. Bă, cum le făceam atunci? Hai să mai umblăm prin sertare, să mai scoatem ce mai avem, pentru că nu... De vândut ei vând, dar ne îndepărtăm de ce am fost odată, ne îndepărtăm prea mult și omul care și-a luat o mașină din asta și și-a luat generațiile următoare vrea să aibă același lucru, același feeling, același... Acum, dacă te urci într-un Audi sau într-un BMW sau într-un Volkswagen, îți pare aceeași chestie. Nu, într-adevăr, astea, motorul pus longitudinal, au feedback-ul ăsta aparte. Dar restul, echipamentul interior, scaunele, chit că seamănă cu astea, îți dă o senzație falsă, cumva, știi? Frumoasă, într-adevăr, exotică, ți-a ochii, ecrane, luminițe, cum se numesc astea pe aici? Trimuri, piano black? Nu, bine, piano black, deja te aștept să apară și clapele. Vezi cu Golful, vezi cu Golful. Deci nu e la BMW, care tare. Da. Sistemul ăsta de iluminat din zonele astea, vezi că acolo urmează dâmb. Așa că nu te băga. Îți dă senzația că mașina nu mai e mașină, e night club. Sau și probabil Mercedes-uri de astea, cu 10 ecrane. Parcă ești la o consolă, ești la un birou unui editor de studio. Gamer, sau un de gamer. Deci nu... Chiar sunt curios cum te descurci pe timpul nopții cu ele, să mergi la o, să călătorești în muncă, să dai luminozitatea foarte mică, probabil. Probabil se respectă în toate chestia, mai ales că ai piano black, ai parbriz. Păi de exact, îți dă niște, un efect... Îți pare că era o problemă din asta. Păi este, spune, eu sunt fel convins că este o problemă. Că au fost în ala de treaba asta, că se reflecta, mi se pare că și la BMW, care are schimbătorul ăla de cristal, și se reflecta absolut... Ăla de cristal, mi se pare cel mai grotesc. Ăla și luminile în grilă. Luminile în grilă nu, îmi plăi nici dar nu știu când o să am eu vreodată o mașină nouă, că asta vorbeam și cu fratele meu, că vrea să-și vândă Touareg-ul, să-și ia ceva mai nou, un Touareg mai nou, dar asta, bă, că de ce bagi baie în ea? Nu știu, mi se pare că nu mă reprezintă mașinile noi. Ce să zic, pentru noi românii ne depășesc pe mulți financiar, da, exact. Pe lângă asta, iar cumva o mașină din asta veche te învață, tu nu știi, știi mecanică când ți-ai luat? Acum ai învățat. Nu știu ce motor aspirat. Știai din ichigerie, știai vopsitorie. Și acum știu că trebuie să dea cu tot felul de adică, antirugină, exact, dar... Te învață unele lucruri care mulți zic, bă, clar, ce sunt de folos. Uite, sunt de folos. Pentru că înveți să recunoști și o mașină vopsită, și o mașină cu defecte.
care tu, prin experiența dobândită lucrând pe mașinile tale, înveți la general, da, de fapt, da, nu înveți numai E39, știi? Că până la urmă vopsitul se vopsesc toate la fel, știi? Eu și pot să-mi dai subțină. Da? Da? Facem schimb. Pui clipul ăsta la tine și punem clipul cu toarecul la mine. Ești pregătit? Pun la mine. Okay. Ești pregătit? Hai, ne întorci. Dar să nu ne plece în ceva. Da, un toarec? Bă, să-mi dai în gard. Da, am zis că nu se vede kilometrajul oricum. Deci, deci nu... Da, serios, tu adică... le împarți cum vrei, cum faci, cum vrei să faci împărțea la oricum? Eu zic să-ți le dau ție, să-l pui. Nu. Pun. Mamă, ce vreau să ia învelopă? Ambreiaj. Ia învelopă. Sistem audio din 2001. Bine. Sunt boxele ei? Da, original. Dar e schimbată unitatea asta. Vă văd că asta e... Mamă, ce fum, a intrat în mașină. Ce-i cu fumul ăsta? Ce-i cu fumul ăsta? Iese din ea numai fum. Tu vrut să-și? Glumeam, glumeam. Ambreaj. Doamne, hai ce să mai... Haide să ne dăm jos. Ce? Nu știu, hai să vedem dacă iese din la motor. Pregătește, nu opri, nu opri. Pregătește camera. Oricum e bine că nu poate fi prins mirosul pe filmare. De ce? Mirosul de ambreiaj. Da, patinași puțin ambreiaj. Știi ce e plăcut la aia? Ai văzut că nu-ți dă o putere de asta violentă, incontrolabilă. Uite foc aici! Bă, cu puțină pricepere înveți socul nostru. Hai mă că nu. Scoți, eu am înfintor. Hai, domnule Mihai, spune! S-a risipit fumul de ambreiaj, la asta e. Era mașina pentru, pentru BMW trece și prin plămâni. Cum mă, Mihai, ia vină cu a puțin. Ăla e ambreiaj și uite ce e aici. Păi lasă-mă că noi am plecat, Mihai. Uite ce aici, ce lasă 2-2-ul pe stradă. Unde sunt, mă? A, uite-le pe acolo. Cam 70 de lei. 70 de lei. Hai să facem și outro. Ce să zic, trebuie să vă abonați la toate canalele pe care le urmăriți. Exact. Mihai va continua cu dezvoltarea și înfrumusețarea acestei bijuterii. Eu îi doresc succes. Mă așteptăm pe la Craiova. Și ne spuneați că n-am vrut Mihai să pună clipul la pe canal, dar i-am dat prea mare șocul. Da, deci chiar mi-ai dat un șoc. Emoțional și la mine în ambreaj. Pa, data viitoare. Bine, bye bye. Pa, pa.